Uleiul de măsline îl folosim extra virgin în salate, chiar și în mâncăruri gătite, pentru beneficiile pe care le are asupra sănătății noastre. Însă rafturile magazinelor abundă în etichete de uleiuri extra virgine, virgine sau simple. Cum le deosebim? Cum putem să ne dăm seama dacă un ulei este contrafăcut, dacă nu este doar din măsline și presat la rece, așa cum ar arăta eticheta? Ei bine, un profesor doctor al Universității din Galați, Dunărea de Jos, lucrează la un dispozitiv de detecție a uleiurilor falsificate, în sensul în care una ar scrie pe etichetă și alta este în produs. I-am făcut o vizită în laborator la Galați să vedem cum funcționează acest dispozitiv, dar și când am putea beneficia de el noi consumatorii de ulei de măsline. Uleiul de măsline este considerat unul dintre cele mai sănătoase alimente care se regăsește în deja celebra dietă mediteraneană, de exemplu. Însă piața uleiului de măsline este una complexă, tocmai datorită valențelor pe care le are acest aliment. Uniunea Europeană este, în fapt, cel mai mare producător și exportator de ulei de măsline. 4 milioane de hectare la nivel european sunt cultivate cu măslini. Există și o legislație europeană dedicată exclusiv etichetării acestui produs declarat patrimoniu cultural imaterial al umanității. Spania, Italia și Grecia sunt principalii producători. Ce prevede legislația europeană în ceea ce privește uleiul de măsline? Uleiul de măsline comercializat ca fiind virgin extra trebuie să fie pur, să nu aibă niciun tratament în afară de măcinare, presare la rece și decantare. Uleiul de măsline, dacă îl ținem la rece, separă cerurile și am putea să-l filtrăm și să eliminăm din ceruri. Sau, de exemplu, să eliminăm anumite mirosuri neplăcute printr-o ușoară dezodorizare. Deci nu se permite absolut nimic de genul acesta. Deci niciun tratament. Niciun fel de procesare, de prelucrare, absolut nimic. Tot ce se tratează, deci tot ce se rafinează, trebuie comercializat ca sub altă denumire, deci să nu apară termene virgin și extra, bine, extra fiind calitatea. În legislația europeană, termenii extra virgin, virgin sau simplu ulei de măsline au definiții aparte. Dacă în primele două cazuri uleiul rezultă prin presarea la rece sub 27 de grade Celsius prin procedee mecanice a pulpei de măsline, prin etichetarea simplă ulei de măsline, consumatorul trebuie să știe că în compoziția din sticlă se regăsește și un amestec de ulei de măsline rafinat cu unul virgin. În Spania, de exemplu, și în Italia sunt ulei de măsline virgin extra, dar de asemenea găsești în comerț ulei de măsline. Deci trebuie etichetat foarte clar și să se spună clar ce fel de ulei este. În plus, dacă pentru uleiurile de foarte bună calitate și, spunem, cele de elită, trebuie indicația geografică, de exemplu, sau soiul să fie... Avem aici, de fapt, nu? Uleiuri monovarietare, adică obținute dintr-un singur soi de măsline. Da, aici avem uleiuri din... Putem să-l arătăm? Ia, să vedem. Da. Este un ulei din Italia? Sunt uleiuri din Italia, din... Acela, Ighepe. Din Puglia, din zona Puglia, din Ighepe, Bari. Ighepe, al doilea. Da. Ia. Da, care are și IGP, înseamnă indicație de geografică protejată, da? Extras la rece, acesta este tot din zona respectivă, din alt producător. Dispozitivul pe care îl realizează acum profesorul la Petrei va depista dacă uleiul despre care știm că este exclusiv din măsline conține un amestec de uleiuri vegetale, cum ar fi cele de rapiță și floarea soarelui. În momentul în care faceți o probă, da? Deci folosiți un senzor. Haideți să povestim un pic procedeul. Da, deci trebuie să adăugăm o substanță care conduce curentul electric. Da, un electrolit, apoi folosim senzori sau biosenzori comerciali pe care noi îi modificăm în laborator cu substanțe specifice care sunt capabile să detecteze anumiți biomarkeri din produsul respectiv, din uleiul de măsline și putem să facem mai multe tipuri de studii. Putem să cuantificăm, adică să determinăm cantitativ substanța respectivă din ulei sau putem să comparăm pur și simplu un ulei 1 cu un ulei 2 să vedem dacă ceea ce obținem ca voltamogramă diferă. Se construiesc baze de date din, spunem, din anumite probe, ca și cum ai face o bază de date ulei 1, 2, 3 până la câte uleiuri ai și pe urmă când ai o probă necunoscută
o să o și recunoști. Deci avem două probe, 1 și 2, din două uleiuri. Unul este din semințe, deci din floarea soarelui, și unul este din ulei de măsline. Și să vedeți, să vedem împreună diferența. Deocamdată, instrumentul este în faza de testare. În forma lui finală, dispozitivul ar urma să fie similar unui glucometru. Aparatul este controlat de către un software care asigură controlul aparatului și achiziția rezultatelor. Noi vom determina existența unui ulei de la un anumit nivel de concentrație. Noi sperăm că acesta să fie cât mai jos. Pentru consumator, de exemplu, el va avea afișat pe respectivul dispozitiv fals sau adevărat. Da. Nu? Acel produs este fidel sau nu etichetei, nu? Da, conține sau nu altceva decât... Va dura tot atât de mult, un minut și ceva, până obține... Cam așa, da. Da, în jur de un rezultat. Minut. Acum avem deja un rezultat. Este vorba de uleiul de floarea soarelui. Da, care are aici relativ puține picuri, vedeți că are un pic anodic, un pic catodic, adică da, o oxidare și o reducere, și ceva picuri mai mici. Deci are, să spunem, ceva mai puțin compuși activ prezenți. Da. Pentru celălalt ulei o să vedem dacă... Celălalt este de măsline? Da. Este răspunsul final al senzorului în cazul uleiului de măsline. Și acum observați, sunt numeroase picuri, mult mai multe decât în primul caz, în cazul uleiului asta de floarea soarelui. Asta ce înseamnă? Că are o compoziție chimică mai complexă. Un ulei rafinat care nu are absolut nimic, nicio substanță activă, în afară de trigliceride, atunci ar trebui să avem o linie perfect orizontală. Uh-huh. Cu cât produsul pe care analizăm este mai complex, cu atât... Și atunci poate să fie ulei de măsline extra virgin amestecat cu ulei de floarea soarelui extra virgin și nu vă dați seama dacă este un amestec. Adică noi știm dacă în probă, de exemplu, putem identifica vitamina E, care se găsește în uleiul de floarea soarelui, se găsește și în de măsline, dar în cantitate mai mică. Deci e foarte important și proporția. Adică tu poți să corectezi ceva, dar va rămâne deficit în altă parte și atunci poți să-ți dai seama și din acest lucru, că nu-i logică compoziția chimică. În jurul uleiului de măsline există și mituri. Este un mit că nu trebuie să gătim cu ulei de măsline virgin de extra pentru că nu rezistă la temperaturi, înalte, ceea ce nu e adevărat. Nu e adevărat? Păi rezistă, dacă are antioxidanți, e protejat. Adică putem să faci încălzi cartofi prăjiți cu ulei virgin. Cu siguranță. Da? Faceți o probă, faceți cartofi prăjiți, doi cartofi identici din aceeași producție și preparați identic în ulei de măsline virgin extra și în ulei de floarea soarelui rafinat. Și o să vedeți ce diferență de gust și de gust, culoare și tot ce doriți. Uh-huh. Nu se compară. În bucătăria italiană nu se gătește decât cu ulei de măsline, nu se gătește cu unt, cum e în bucătăria franceză, de exemplu. Și se folosește la absolut orice. Consumatorul trebuie să fie educat în sensul acesta, pentru că dacă întrebați în România câți gătesc cu ulei de măsline virgin extra, o să constatați că sunt foarte puțini. Spre deosebire de alte fructe, măslinele nu pot fi consumate crude. Trebuie întâi procesate cu sare, apă sau ulei. În funcție de metoda folosită, capătă apoi textură și culoare de la verde la maro, galbene, roșii sau negre. Însă, indiferent de aspect, măslinele sunt bogate în fier, vitamina E, calciu, fibre, dar și acizi grași, omega 3, 6 și 9. Și este esențial ca toate acestea să fie transmise mai departe în uleiul extra virgin.